Gheorghe Pecingină, târgujianul pus secretar de stat în Ministerul Finanțelor, a participat la audierea ministrului Florin Câțu în Comisia de Buget Finanțe a Parlamentului. Pecingină a fost susținut de conducerea PNL Gorj pentru postul de la nivel central, însă a avut și susținerea ministrului, al cărui apropiat este. Domnul președinte, dacă îmi dați voie, programul, bugetul pentru 2020 depinde foarte mult de ceea ce s-a întâmplat în 2019. Sunt legate unul de altul. Execuția ce am plănuit pentru 2020 se bazează pe execuția anului 2019. Pentru că în programul de guvernare care a trecut în Parlament anul trecut, am spus foarte clar că ținta pentru 2020 este de un deficit de 3%. Nu am putut face acest lucru pentru că am avut această situație. Și arăt în strategia fiscal-bugetară de ce revenim sub 3% în 2022. Avem această situație, trebuia să plătim aceste facturi, de aceea deficitul anul trecut a crescut și a trebuit să facem un buget pentru 2020 cu un deficit mai mare de 3%. De aceea, acesta este rolul acestei prezentări. Prezența lui Pecingină nu i-a purtat noroc lui Câțu, care a primit aviz negativ ca și la anterioara audiere. Rezultatul era de așa, dacă 18 la 18 nu s-a schimbat nimic în algoritmul din Parlament, același număr de voturi, nu mă așteptam la altceva. Întrebările au fost ok, nimic special. Cred că am avut eu o eroare de comunicare la un moment dat și trebuie să clarific acest lucru. Când am vorbit despre un amendament, acolo nu era vorba despre niciun amendament care să afecteze interesul cetățenilor. Era o eroare de comunicare, asta vreau să clarific. Dar în rest, întrebările au fost ok. Deci nu ați dat amendamente? Nu. În legătură cu SEDA? Nu. Uite, o săptămână este votul în plen. Cum vă așteptați să fie acest vot? Național Liber a spus deja cum va vota în plen acest guvern. Obiectivul nostru rămâne alegerile anticipate. Vrem să ajungem la anticipate. Ați văzut și astăzi aici de ce vrem să ajungem la anticipate, așa că nu avem ce să ne oprim. Audierea ministrului de la Finanțe a început cu atacuri din partea adversarilor de la PSD, care i-au dat aviz negativ lui Florin Câțu.